Bună ziua! În această duminică mai avem încă o etapă importantă pentru a consolida democrația în Republica Moldova. Al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Și alături de domnul Victor Cobosneanu, jurnalist și redactor șef la Observatorul Nord, vom vorbi despre acest scrutin și importanța lui. Domnul Cobosneanu, de ce ar trebui și acum cetățenii să mobilizeze și cei de acasă, cei din diaspora, ca să participe la aceste alegeri? Mai degrabă este vorba despre un examen. Poate cel mai important examen. De altfel, cu 10 minute înainte de emisiune, am fost telefonat de un prieten de-a meu care nici nu știam că e în Franța, muncește în Franța, face parte din diaspora și m-a întrebat, el este rusofon, și m-a întrebat ce se întâmplă în Republica Moldova, ori avem niște, cum a zis el, avem niște alegeri foarte vașnice, el fiind rusofon, și eu i-am spus că da, nu știu ce se întâmplă cu lumea, dar cu adevărat sunt niște alegeri foarte vașnice, dar să fim serioși, noi de când suntem independenți, de 33 de ani, nu țin minte că și-a avut un scrutin care nu era vașnic, era foarte important, dar acesta este deosebit de important, fiindcă se decide soarta nu a celor doi concurenți, dar se decide soarta noastră, prezentul nostru și viitorul copiilor și nepoților noștri. Eu, sincer vorbind, mă strânge în spate când mă gândesc ce date o să primim în data după închiderea secțiilor de votare, fiindcă data trecută m-am bucurat cu toată lumea că a fost o prezență la vot nemaipomenit, neașteptat de bună și când au venit primele date mi-a căzut bucuria în scârbă. De obicei, acum e la modă să spui pentru cine să votez. Totuși, cred că în cazul dat ar trebui și la aceste alegeri să nu ascultați de alții ce vă spun pe cine să votați, dar să vă gândiți la acest lucru singur, să analizați. E mai greu atunci când ai o dilemă și când sunt doi candidați, hai să spunem, foarte buni sau care au practic în aceeași direcție. Doi candidați, doi români. Da, acum e și mai interesant pentru uniuniști. Votează între doi români, doi care vor, spun că vor integrarea europeană. Nu, dar atunci când dacă ne uităm real la candidați, deci când au aceleași opțiuni, când au același parcurs și e mai greu să alegi, dar în cauza, vedem, estul, vestul. Fiecare alege ce aici crede și cum crede de cuviință, dar să nu regrete a doua zi. Și să gândească pe lângă faptul că poate să-i fac cuiva în ciudă, fiindcă sunt și deja care merg să voteze doar în ciudă cuiva, să gândească la viitorul copiilor și a nepoților. Văzusem undeva o postare că fluturile și furnica, fiindcă erau supărate pe un gândac, au votat insecticidul. Dar da. Până la urmă a murit și greierul care nu a participat la votare. Da, scopul nostru nu este de a spune cu subiect și predicat pentru cine să voteze, dar eu consider că cei care ne privesc acum ar putea să facă niște concluzii. De exemplu, eu știu că după ziua de duminică vine ziua de luni. Nu, să zicem că nu chiar ziua de luni, fiindcă alegerile trebuie validate, mai trece o perioadă până și Curtea Constituțională își pune cuvântul, dar oricum unul dintre candidați va veni la președinție. În cazul doamnei Maia Sandu, va fi o revenire firească la locul ei de muncă. Adică ea va trebui numai să continue ceea ce a început în ăștia 4 ani, împreună cu echipa care o are sau, după cum am înțeles, cu altă echipă sau cu o echipă înnoită. Păi în cazul domnului Stoianoglu, mi se pare că lucrurile o să fie un pic mai grele, fiindcă dacă ținem cont de faptul că politica externă este una dintre prerogative importante ale președintelui, eu vreau să știu ce va face domnul Stoianoglu după ce va fi investit în funcție, în afară de faptul că el a răspuns la întrebarea că prima vizită în exterior va fi în Transnistria. Dar exterior, da. Eu aș vrea să știu ce va face el în relațiile cu Ucraina, care nu-și dorește încoaste o țară care este loială Kremlinului, ce va face cu România, chiar dacă domnul candidat a declarat sus și tare că el este pro-european, pro-român și va continua lucrurile bune care s-au făcut cu România, deși tot el spune că în ultimii ani România nu ne-a ajutat cu nimic, nu a implementat în Republica Moldova nici proiecte foarte serioase. Nici nu se vede rezultatul la banii din partea Uniunii Europene. Da, și important mai este și faptul că ce va face el în relație cu Uniunea Europeană. Fiindcă Uniunea Europeană nu știu cu ce ochi va primi un președinte care a votat împotriva referendumului. Adică se cam bat cap în cap unele declarații a candidatului doamnei Maia Sandu și chiar eu nu aș vrea să fiu în pielea lui.
Aici o să trebuiască să fim atenți, avem un exemplu care nu e atât de departe în rețiune, exemplu Georgiei, care practic visul georgian, hai să spunem așa, s-a transformat într-un coșmar și Georgia pierde foarte mult din pașii care i-a făcut spre apropierea de Uniunea Europeană. Și ăsta ar putea fi un exemplu și pentru noi, de asta trebuie să fim foarte atenți. Și s-a încercat, parcă îmi pare, ultimele săptămâni să fim dezbinați. Că uite, el e găgăuz, cu uite, vorbitor de rusă. Mi pare că nu ar trebui pe chestia asta să mergem, fiindcă sunt foarte mulți și vorbitori de limba rusă cu care avem multe lucruri în comun, și găgăuși, și deci în cazul ar fi o chestie de să găsim ceea ce ne unește. Ne unește o direcție pe care vrem să o mergem și care s-a votat la referendum și ne unește probabil un lucru care, indiferent că e rus, ucrainean, rom sau altceva, lupta cu corupția, fiindcă corupția face rău și rusului, și românului, și ucraineanului, și fiindcă atunci când vine la stat și se ocnește cu autoritățile care cer bani, când la judecată, în loc să-i dea dreptate, pe bună dreptate, se dea dreptate celui care a dat bani și nu s-a uitat și nici judecătorul, nici procurorul ce naționalitate are el. S-au uitat naționalitatea banilor. De asta, în cazul ăsta, ar fi bine să ne unim pe chestia aceasta și să mergem și să nu ne mai fragmentăm atâta. Suntem la nord, la sud, din centru, vorbim rusă, vorbim română, să mergem pe aceeași cale. Nu este în caracterul meu și al tău, nu este scopul emisiunii noastre de a diviza lumea în, pe criterii etnice, pe criterii religioase și așa mai departe, dar noi nu trebuie să fim ipocriți și cinici și să nu vedem că voturile scumpără. Adică banii nu au la fel, nu au naționalitate. Vin bani serioși din afară. Ce ar mai trebui acelor care nu cred în acest fenomen? Ce exemple am putea aduce, sau nu noi, dar organele de drept, dacă au fost depistate și puse la respect mai multe persoane? Este vorba, la moment, este vorba de peste 2 milioane de lei numai în formă de amendă celor care au fost cumpărați, care și-au vândut votul. În fiecare zi ascultăm, vedem la televizor că organele de drept au descins la liderii unor partide. Este vorba că liderii aceștia își dau seama ce fac, dar manipulează cu omul simplu care, fiind țărac, inclusiv nu numai moral, dar și fizic, să zicem așa, se vând pentru 400 de lei. Pe dânsii poate mai puțin interesează pe cei care dau banul, mai puțin interesează care va fi soarta copiilor și nepoților celor care au luat banii, fiindcă copiii lor, bine mersi, sunt în Europa, sunt în America, și eu cred că acesta este un iceberg a cinismului, când cineva își bate joc deschis de oamenii care nu își dau seama de ceea ce fac. Sunt persoane care votează din cu capul sau cu inima, știind, uite, ce vrea, știind ce viitor vrea pentru acest stat, pentru copiii lui. Sunt persoane care încă, chiar cu o zi înainte de două de alegeri, încă nu s-au decis. Și în funcție de un sunet, de o vorbă cu cineva chiar înainte de a merge la secție de votare, alege. Și chiar pentru cei care votează pentru bani, cineva vine și cu un argument foarte bun. Bun, ție îți dă azi cineva 1.000-2.000 de lei acolo pe card, transferă pe Mir, dar se duc alegerile și nu o să mai ai banii ăștia. Dar dacă Republica Moldova o să meargă spre Uniunea Europeană și așa cum s-a votat la referendum și conducerea Republicii Moldova o să meargă pe această cale, în Uniunea Europeană chiar și subvențiile pentru șomaj sau pentru familii social vulnerabile sunt mult mai mari și sunt, nu doar înainte de alegeri, dar sunt o perioadă mult mai mare decât banii care îi primi acum prin Mir, prin Pobeda sau prin chestia altul. În aceea că nu că numai nu vei mai primi bani, dar vei plăti amenzi usturătoare, fiindcă chiar ieri primul ministru a spus că cu data de 3 noiembrie nu se termină lupta autorităților, lupta clasei noastre de la putere cu corupția, și cei care au luat bani și nu se duc de bunăvoie la poliție să declare acest lucru, ei oricum, listele sunt și ei vor plăti amenzi. Am înțeles că numai, nu știu, un preot ieri la Bălți spunea că o amendă de 3.700 de lei, dar se vorbește că amenda ar trebui să fie mai mare, până la 37.500 de lei. Adică cei care au luat banii nu au motive să doarmă liniștit, fiindcă în orice moment poate să vină cineva de la poliție să le mâneze citația sau chitanța asta cu referință la amenzile usturătoare. Noi nu vorbim acum la general ce se întâmplă în Republica Moldova. Pe noi ne interesează ce se întâmplă în raionul Soroca. Și eu știu că și la Soroca sunt mulți oameni care s-au vândut și s-au cumpărat. Da, până acum nu avem cazuri așa răsunătoare că la Soroca
au fost, eu știu, reținuți X, Y sau dovezi în flagrant, dar a fost publicată această listă a trădătorilor, cu ghilimele sau fără ghilimele, și acolo am văzut niște persoane care nu cred că au ajuns la cei 400 de lei, probabil acești oameni erau un fel de brigadieri, de, eu știu, de șefi care aveau misiunea să-i corupă pe alții care sunt mai, să zicem așa, de la bazele acestui act de corupție. Nu știu care va fi finalitatea și nu știu care vor fi rezultatele alegerilor de duminică, dar mi-aș dori ca Soroca până la urmă să arate că la 20 octombrie s-a făcut o greșeală. Și atunci poate au fost divizate voturile, erau 11 candidați și probabil oamenii au fost un pic așa, eu știu, bulversați, nu știau cine să aleagă din cei 11. Acum sunt numai doi oameni, unul ne spune foarte clar că ne dorește în Europa, vrea să continue ceea ce a fost, altul ne spune foarte clar că trebuie să mai așteptăm cu Europa. Ieri un comisar european ne-a spus că Republica Moldova ar putea adera la Uniunea Europeană mai degrabă decât anul 2030, în anul 2029, adică să dai acum cu piciorul în așa posibilitate, în așa oportunitate, ar fi o moarte sigură. Unii spun că ne-am întoarce cu 30-40 de ani în urmă, dar eu cred că noi ne-am întoarce cu tot în urmă. Nu mai cred că am putea repara ceea ce stricăm pe data de 3 noiembrie. În general, cineva spunea că dacă nu știi pentru cine votezi, ieși afară, te întâlnești cu primul alcoolic, prima persoană care nu știe ce situație și întrebi pentru cine îți votezi. Și cum îți spune el, fă invers și n-ai să dai greș. Probabil asta ar fi și pentru, în cazul nostru, o soluție, nu știu dacă neapărat miraculoasă, și tare ar fi bine ca săptămâna viitoare, când o să ne revedem, probabil în același studio și o să discutăm despre rezultatele alegerilor, atât pe Republică, cât și pe Raionul Soroca, și să nu fie rușine de concetățenii noștri, cum au votat și cum și-au exprimat votul. Pe mine personal mă interesează care ar fi argumentele celor care nu vor în Europa. Să zicem, bine, au votat la referendum, tot prietenul din Franța mi spune că l-a telefonat pe un sorocean de-a nostru, tot rusofon, și l-a întrebat, tu, duminică, pe 3 noiembrie, pentru cine votezi? Și l-a spus că pentru acel care spune că încă nu a venit timpul ca să aderăm la Uniunea Europeană. Și atunci francezul îi spune, românul nostru din Franța îi spune, păi domnule, de ce? Și acela argumentează fiind că măcar dacă o să vină ăsta la putere, eu o să pot să vorbesc în limba rusă. Și ăsta îl întreabă, dar cine te-a încurcat până acum să vorbești în limba rusă? Adică un om care este om de afaceri, de altfel, din Soroca, care nu are nevoie de cei 400 de lei, el invocă o cauză, de ce nu ar merge la alegeri pe data de 3 noiembrie, că chipurile lui cineva i-a îngrădit dreptul de a vorbi în limba rusă. Băi, chiar și prietenul din Franța spune, păi nu ești serios, total nu ești serios, fiindcă nu poți, chiar dacă ai problema asta, tu nu poți să o ridici la rang de problemă națională și să, din cauza ta, ceilalți oameni să nu poată accede acolo unde nu este locul. Văzusem o secvență dintr-un reportaj unde au vorbit membrii formației B2 din Rusia, care sunt proaspeți cetățenii Republicii Moldova și care, apropo, au participat la primul tur alegerilor prezidențiale și au menționat o chestie. S-au simțit, practic, pentru prima dată când votul lor a contat. Ei știau că acolo, în Rusia, unde vor să ne ducă o parte din partidele politice și liderii politici, acolo votul lui nu contează, fiindcă oricum câștigă cel care trebuie și cel care numără voturile și chiar nu contează pentru cine își exprimă votul. În cauza chiar a contat și au contat și fiecare vot și acele câteva și peste 10.000 care au pus, practic, Republica Moldova pe cartamentul, sperăm, european, și de asta ar fi foarte bine ca să ne bucurăm că avem acest drept și putem vota pe oricare dintre ei, dar să nu votăm pur și simplu pentru ciudă sau pur și simplu ca așa, dar să ne gândim înainte de a pune ștampila. Da, eu am văzut astăzi rezultatele unui sondaj de la o casă de sondaje din Chișinău care mi-a dat așa o doză de optimism, fiindcă șeful acestei case de sondaje spunea că el are 3 scenarii și în toate 3 scenarii ar câștiga acea candidată care merită. Eu sper că duminică seara să nu avem dezamăgirea care am avut-o la 20 octombrie și că cei care ne privesc o să facă concluzii de rigoare, o să înțeleagă că 400 de lei nu este suma care merită ca noi să pierdem trenul
spre Europa. Nici 4.000 de lei. Și foarte mult cred că, și nici 400 de mii de lei. Și foarte mult cred că exemplul Georgiei, care acum este la o răscruce istorică, va fi molipsitor, nu va fi molipsitor pentru alegătorii noștri și moldovenii, cetățenii Republicii Moldova vor putea vota în așa fel ca luni, fiecare dintre noi să răsufle ușor și să ne pregătim pentru aderare. Așa să fie. Mulțumim că ați fost alături de noi și fiindcă duminică este o zi importantă și pentru Republica Moldova și pentru Observatorul din Nord, fiindcă ziarul și redacția împlinește 26 de ani, sperăm că această zi va fi și un cadou pentru noi. Da, sperăm. Cadou ne-l face dumneavoastră. Numai bine, sănătate!